Astea sunt lanțurile pe care deținuții le purtau în timpul sentinței, erau legați cu astea de picioare ca să nu evadeze, bineînțeles. Avem acolo și niște cizme, nu știu exact dacă sunt cizmele lui, ar fi destul de ciudat dacă ar fi chiar ele. Să avem aici un mesaj scris de un deținut. Hei, eu sunt Andrei și astăzi o să mergem într-o închisoare abandonată. Probabil toată lumea știe de penitenciarul Jilava sau Fortul 13, așa că înainte să începe acest vlog, nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați multe comentarii și un share la acest clip, să vă toți prietenii voștri. Nu uitați să vă abonați și la canal și să-mi dați un follow pe profilul de Instagram, îl găsiți pe aici prin stânga, prin dreapta. Vă răspund tuturor la mesaje. Haideți să vă spun ce o să facem astăzi. Eu inițial credeam că fortul este undeva pe lângă pușcărie, nu o să am nevoie de aprobări, nu o să mă cer cu poliția, cu jandarmii, cu paznicii, cu astea, nu o să ajung în Jilava la pușcărie că încerc să intru acolo prin infracție. Însă ce credeți? Ca să intri în fortul 13 trebuie să treci prin penitenciarul Jilava, ăla ca lumea, pentru că acolo există fortul care a fost inițial construit ca să apere Bucureștiul și acolo a fost până la urmă construită de comuniști, o închisoare, blană, rău, tot nu o să mergem noi astăzi. Însă ce credeți, ca să ajung acolo trebuie să trec prin pază, paznici, aprobări, autorizație, o grămadă de căcaturi. Chiar acum mă duc încolo, fac cam 30 de minute din București până acolo, așa că chiar sper să vă placă acest clip și dacă v-a plăcut nu uitați de like, pentru că așa o să-mi dau seama dacă vreți să mai fac vloguri de astea sau nu. Și în caz că vreți să vizitați și voi fortul 13 sau fostul penitenciar Jilava și să vedeți cum arăta o pușcărie acum 100 și ceva de ani și cum arată o pușcărie de fapt, foarte straniu de ce am văzut eu până sincer. O să vorbesc acolo la asociație și o să vă pun acolo un link în descriere dacă vreți să vorbiți și voi să mergeți să vizitați fortul. Băieți, astăzi vom explora fortul 13 Jilava, după cum se poate vedea chiar aici în față, un fort care a fost prima oară construit cu rol de apărare a Bucureștiului, însă comuniștii l-au transformat într-un penitenciar și astăzi au mai rămas decât ruinele pe care noi o să le explorăm astăzi. Bun, deci așa arată intrarea, sunt două porți foarte mari unde aici stăteau gardienii. Locul arată foarte bine totuși după atâția ani. Bun, deci aici avem celule exact și viziera. După cum știe toată lumea, care arată o ușă de pușcărie, gratiile, iar asta era o celulă, deci destul de mare pentru o celulă, mă așteptam să fie chiar mai mică. Astea sunt lanțurile pe care deținuții le purtau în timpul sentinței, erau legați cu astea de picioare ca să nu evadeze, bineînțeles. Gratii, foarte multe gratii, locul pare însă chiar intact după atâția ani, adică locul ăsta după 150 de ani încă este în picioare. Văd că sunt cam 5, 6 sau chiar mai multe celule pe un culoar. Culoarul este destul de lung și chiar pare foarte sinistru. Gândiți-vă să fiți aici seara. Într-o camere intră foarte puțină lumină, de exemplu aici nu vezi mai nimic. Sunt niște paturi de-astea vechi, dacă mă înțelegeți. Nu se vede foarte bine pe filmare, dar vă dați seama ce paturi aveau deținuții. Pereții, după cum am zis, încă par intacți după 150 de ani, după cum am spus, locul a fost prima oară construit ca și o fortăreață, deci trebuia să fie rezistentă. După cum am zis, locul ăsta are niște amintiri încă de pe vremea de când era dat în folosință. Avem aici un mesaj scris de un deținut. Scrie, dacă vrei să trăiești, bagă paie sub haine. Deci, mai pe scurt, pe aici, în această închisoare, se strângea foarte multă umezeală pe jos. Chiar acum este foarte frig aici înăuntru, deși sunt afară vreo 15 grade înăuntru, se simte totul mult mai rece. Avem aici mesajul ăsta. Sincer, nu mă așteptam să dau de un mesaj de genul, cum ați mai văzut și în filme cu liniile alea trase pe perete în care numeri câte zile mai e până ieși. Avem aici și o inimă și un te iubesc de la un îndrăgostit care bănuiesc că a murit chiar în închisoarea asta. Cred că avea sentința pe viață de scrie mesaje de genul. Și haideți să vedem ce mesaje mai găsim pe pereții din fort. Avem aici niște informații despre cum decurgeau orele suferinței, după cum vedeți chiar aici pe panou la fortul 13. La ora 5 dimineața se dădea deșteptarea, apoi mai aștepți 3 ore până vei primi și prima masă a zilei. Fiecare deținut primea terci amestecat cu mălai, zahăr și puțină apă, cât să nu te deshidratezi. Până la masa de prânz, de 2 ori pe săptămână avea loc plimbarea deținuților, după cum ați văzut probabil și la Montana pe vlog, și eu îl urmăresc cu plimbătorul. Ultima seară se pare că o aveau la ora 6 și la 22 somn. N-aș putea să mă culc la ora aia niciodată. Partea asta a fortului se numește reduit. Aici a avut loc tortura deținuților care nu erau cuminți și camerele de izolare, după cum le știți foarte bine. Acel moment când un deținut intră la izolare, aici probabil stătea un gardian și aici se țineau cei mai răi deținuți, mai pe scurt. Bănuiesc că în stânga și dreapta sunt mai puține celule. Mă simt așa de ciudat să fiu într-o pușcărie. Aici deja nu mai avem vizieră, sau o avem pe asta, doar că este
altceva. De-a lungul coridorului avem aici o arcadă mai mică cu un tunel de aerisire în care se spune că se țineau tot așa deținuții ăștia mai răi, mai păcătoși, legați de mâini și de picioare. Gândiți-vă și voi să ajungeți într-o pușcărie de genul așa, că fiți cu minți, nu faceți prostii, că altfel uitați unde ajungeți. Bine, într niște condiții puțin mai ok decât aici, dar așa ca idee să vedeți cum arăta o pușcărie acum 150 de ani. Aici avem tot o cameră tip izolator care are decât două paturi, unul tras și unul culcat. Deținuții trebuiau să se învârtă practic în camera asta care e ceva genul 2x2, stați un pic să intru să vă arăt. Deci ăsta e tot locul pe care îl aveau deținuții ăștia mai răi, trebuia efectiv să stai să te învârți pe aici, nu aveai voie să stai deloc pentru că erai legat la mâini și la picioare cu niște lanțuri și efectiv gardianul dacă te auzea că te opreai, nu știu, ți-o luai, nu știu, treceai la tortură, se întâmpla ceva mai rău, că știți cum se întâmplă cu deținuții dacă nu ascultă de gardieni, deci practic nu aveai voie să te așezi pe astea, nu o să ne așezăm și noi că poate se rup, patul aveai tras așa și efectiv trebuia să stai să te plimbi pe aici, aiurea, până nebunei. Deci, dacă ești la pușcărie și ajungi într-o cameră de genul, trebuie să fii tare de picior. Nu știu dacă se mai practică chestia asta și acum, dar pe mine deja m-a luat cap, adică... Uitați-vă și voi, asta e toată camera. Aici nu mai avem nimic scris pe perete, dar clar n-aș vrea să ajung aici. Acum o să intrăm într-o cameră puțin mai mare, în care intrau până la 50-80 de deținuți, încă se mai văd urmele de paturi pe aici. Nu erau paturi de astea metalice, erau niște paturi din lemn, în care toți deținuții trebuia să se bată pe locuri. Adică dacă ajungeai ultimul în cameră, stăteai pe jos, sub pat, dacă mă înțelegi. Dacă îți mai luai și 2-3 picioare în cap, era partea a doua. Locul ăsta e un pic mai mare, adică aici totuși nu știu cum ar putea încăpea vreodată aici 50, da, 80 de persoane. Adică 80 de persoane erau închise aici și forțate, un paun stă pe perete, paunul stă sub pat. Stăteau 5 în pat, habar nu știu cum făceau, dar... Bun, acum o să intrăm și în camera neagră. Deja coborâm în nivel, zic așa, devine mai frig, avem umezeală pe jos. Avem și lumina asta tipic de pușcărie cu LED-uri de-astea care te rup la ochi. Și asta este camera neagră. După cum puteți vedea, avem foarte multă umezeală pe jos, mocirile, deja avem și ecou. Și aici deținuții care nu erau cu minți deloc, deci acea lumină nu era acolo. Asta se numea camera neagră. Pereții erau afumați cu cauciuc, adică efectiv au dat foc la cauciuc aici ca pereții să fie negri. Iar dacă nu erai cu minte... Ajunge aici, da, să vă arăt aici, nu se vede mai nimic, gândiți-vă că avem lumina aia acolo și este atât de întuneric aici încât nu mă văd nici măcar pe cameră. Și aici intrau deținuții care nu erau cumiți, mai pe scurt. Și stăteai vreo săptămână, două aici, în întuneric total. Acum, evident că nu mai sunt pereți atât de negri, însă gândiți-vă să fiți izolați aici o săptămână și să nu vedeți deloc lumina zilei, pentru că nu este nicio fereastră, lumina aia nu era acolo. Și uitați-vă și voi umezeala de pe jos. Apoi deținuții erau scoși direct în lumina zilei și puteau să-și orbească. Adică gândiți-vă că stați două săptămâni în întuneric total, vă plimbați aiurea pe aici dacă primiți voi ceva de mâncare și după scoși direct în lumina zilei. Adică vă dați voi seama cum se treaba, este un ecou incredibil aici, nu știu dacă se aude foarte bine pe filmare. Ușa pe care trebuia să iasă deținuții. Aici avem iar perete. Probabil ai stăteau gardienii să nu evadezi. Arată totul foarte sinistru, sincer. Deci nu știu cine are stat să stai aici un an, doi, cât îți iei condamnare sau mandat. Dacă ne mai învârtim aici prin fort, mai găsim o cameră de tortură. Aici este tot așa foarte mult ecou și după cum puteți vedea pe jos este apă. Și aici erau ținuți deținuții care tot așa nu erau cuminți și îți dai seama să stai o săptămână în apă cu un singur pat acolo, trebuia să te stai cocuțat pe el ca să răceai, gripă, direct, adică tortură maximă să stai în apa asta și nu este nicio fereastră, n-ai niciun contact cu nimic. Aici avem altă parte a fortului, se numește Casinca, unde a fost ținut și vestitul Râmaru. Nu știu dacă știe foarte multă lume despre el. A fost o persoană ce a comis 13 crime și a fost... ținut aici, iar apoi executat. Chiar sunt curios de ce pot să mai dau, adică am văzut atâtea camere de tortură, chiar sunt curios ce ne mai așteaptă. Avem tot așa niște celule puțin mai strâmte, să zic așa, nu mai avem camere de tortură din alea mai mari. Bănuiesc că în camerele astea stăteau mai puține persoane, 3, 4, 5... Bine, adevărul e că la ce am văzut în camera să stea 80 de persoane, nu m-ar mira. În cealaltă parte a penitenciarului avem o altă intrare în care aici erau cazați deținuții de la munci, probabil l-ați văzut în vloguri cu pușcărie sau astea, deținuții care mergeau la muncă și aveau acest privilegiu, erau cazați, să zicem așa, dar, mă rog, nu știu cine ar vrea să fie cazat aici. Tot la fel de sinistru ca celălalt, însă puțin mai decent, adică nu avem apă pe aici, nu avem lanțuri, bănuiesc că
Ei, dacă mergeau la muncă, erau mai bine văzuți de gardieni, văd că erau și mai multe celule de genul. Dacă vă întrebați ce muncă puteai să prestezi aici în pușcărie, că evident nu puteai să fii avocat din pușcărie, puteai să muncești în domeniul agricol, construcții, veselar, la mâncare, la cantină, mai multe chestii de genul. Da, totul e foarte drăpâna pe aici și chiar îți dă așa un aer de pușcărie, nu știu, să explic, e prima oară când intru într-o pușcărie, să sperăm că și ultima. Avem aici o cameră mai specială unde a fost cazat, să zicem așa, un preot, Vladimir Ghica, ce a fost închis de comuniști până la urmă. Da, cam așa arată și camera. Sunt și poze cu el pe aici. O cruce, un pat, mai multe poze, instrumente bisericești, nu mă pricepe foarte bine. Gândiți-vă dacă aș fi fost eu aici pe la ora 10 seara și aș fi fost asta dacă mă plimbam așa singur de nebun pe aici. Bine, nici nu ai cum să intri singur de nebun aici. Dacă vreți să vizitați fortul, aveți nevoie de aprobare și de mai multe chestii, o să vă explic eu la începutul clipului. Da, deci avem poza lui pe toți pereții în această cameră. E o cameră puțin mai mare, mai decentă, adică dacă stătea doar el în camera asta, na, era mai decent. Avem acolo și niște cizme, nu știu exact dacă sunt cizmele lui, ar fi destul de ciudat dacă ar fi chiar ele, dar bănuiesc că chiar ale lui sunt. Bănuiesc că alea sunt hainele lui de deținut care erau acolo, pălăria și... Da, foarte multe poze cu el. Un alt segment al pușcăriei, care se numește infirmeria, aici erau cazați cei bolnavi, cei cu diferite diagnostice, care aveau nevoie de un plus de confort și de tratament, să zic așa. Ușile par mai decente, nu față de ce am văzut noi mai devreme. După cum se vede, sunt și mai multe paturi. Avem și aerisire, zic așa, adică nu mai ești închis ca într-o cameră de aia neagră. Deși mai sunt aici decât două paturi, care, uitați-vă și voi că stau să cadă, sincer. Arată mult mai bine camerele astea și cam așa arată și coridorul ăsta. Aici sunt mai multe pe partea asta de infirmerie, bănuiesc că erau foarte mulți bolnavi. Evident, în pușcărie, când stai în frig, în apă și fără mâncare, inevitabil ajunge aici. Aici avem un spațiu mai deschis unde se poate vedea chiar acolo sus un loc în care gardianul păzea pușcăria. Știți cum ați văzut și în filme, cu mitraliera. Avem și sârma ghimpată de pe garduri, după cum o știți toți din filme sau desene unde ați mai văzut. Și tot ce puteau vedea deținuții din interiorul pușcăriei este cam atât. Adică să zicem că aveai acces să vezi în afară, nu vedeai decât această grămadă de pământ, un zid, niște sârmă ghimpată și un gardian care stă mereu acolo cu mitraliera să te părească să nu cumva să ieși de aici. Bine, nu că ai avea să ieși pe undeva. Gândiți-vă că, nu știu, așa prin absurd spargi gratile alea și ieși afară, ajungi aici și aici rămâi. Acum o să ne urcăm pe o fostă scară, bine, scara încă ține, să sperăm, și o să vă arăt mai în detaliu ce se vede în stânga și cum se vede pușcăria. Doamne, ajută să nu cadă asta cu mine. După cum se poate vedea, peste fort găsim o altă grămadă de pământ și cam atât. Adică, cum am zis, dacă era să evadezi, nu ajungeai nicăieri. Erai întors înapoi și probabil să mai luai încă un mandat peste celălalt. Bun, acum e mai amuzant cu coborâtul. Acum se vede cel mai bine cu calorii, challenge-urile și cu alea. Avem iar sârmă ghimpată peste tot, pereți, pământ. Băi, să ne mărcăm o dată aici, că se pare că am uitat să vă arăt zona de plimbător, cea pe care vă interesează pe voi cel mai mult, că probabil toți vă uitați la Montana pe vlog și eu mă uit. Aici stătea gardianul, în această, nu știu ce este. Și asta este zona de plimbător, adică este construită în formă de vantai ca gardianul să poată supraveghea mult mai bine deținuții. Și mai pe scurt, dacă erai în această parcelă, nu aveai voie să schimbi vreo vorbă cu deținuții de aici sau să faci alte schimburi ce se mai făceau la pușcărie înainte. Bănuiesc că toată lumea știe că se mai făceau și legalități. Cam așa arată și zona de plimbător, sincer nu mă așteptam să arate așa. Prima oară credeam că aia e zona de plimbător, însă asta este. Aici stătea gardianul în această chestie. Da, eu nu prea vreau să mă plimb pe aici, așa că hai să încercăm să ne dăm jos. Iar trebuie să renunț la challenge-urile alea cu mâncare cât mai repede. Pe cam asta este și fortul, așa arată din perspectiva unui deținut care abia intră în fort. Dacă vă întrebați ce este chestia asta de la gâtul meu, este o legitimație de vizitator, pentru că, după cum am zis, nu prea e cum să intri aici fără ceva de genul. Tocmai ce am plecat de la pușcărie și, sincer, mi-a plăcut foarte mult, sunt foarte multe chestii de vizitat, sper că v-a plăcut vlogul ăsta. În caz că vreți să vizitați și voi, aveți link-ul acolo jos în descriere cu asociația care se ocupă de vizite. Sper că v-a plăcut și voi acest vlog. Dacă da, nu uitați să bujiți butonul de like, să lăsați acolo un comentariu și un share. Eu astăzi doar ce am mai filmat și într-o clădire abandonată cu porul. Deci dacă vreți să vedeți vlogul ăla cât mai repede, băgați multe like-uri la clipul ăsta. Ăsta a fost și vlogul cu penitenciarul Jilava, AK Fort 13, AK nu vrei să ajungi acolo niciodată. Eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat. Pa!